S-au derulat scene apocaliptice pe autostrada M1 din Ungaria. Zeci de autoturisme s-au ciocnit între ele și chiar au luat foc. 5 români au fost implicați în carambol. Rude Lobreja, multiplu campion național la box și fost șef al federației, a murit la 57 de ani. Lobreja a fost închis pentru infracțiuni de corupție în dosarul Gala Bute. Iar poliția de la Chișinău a făcut 10 de arestări după ce autoritățile au dejucat un plan rusesc de destabilizare a țării înaintea unui meeting organizat astăzi. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un om a murit, iar alți 39 au fost răniți, între ei și 3 români, într-un carambol sinistru produs pe autostrada M1 la mică distanță de Budapesta. S-a dezlănțuit iadul acolo după ce s-au ciocnit între ele 10 de autoturisme și 5 tiruri. Unele dintre vehicule au luat foc. Potrivit companiei de drumuri din țara vecină, cauza principală ar fi fost o furtună de praf care i-a derutat pe șoferi. Vântul a avut la rafală peste 100 de km pe oră. Camera de bord a unui camion a surprins imagini înfricoșătoare. Atenție, urmează scene și detalii cu un puternic impact emoțional. Aceste imagini au fost înregistrate de camera de bord a unui camion care se îndrepta cu 90 de km pe oră spre negura care s-a așternut brusc pe autostrada M1 din Ungaria. Alte mașini depășesc în viteză vehiculul de mare tonaj pentru ca în scurt timp să se izbească de autoturisme implicate deja într-un carambol. Două dintre ele sunt împinse de camion pe sensul opus de mers. În urma impactului, mai multe mașini au luat foc, spre groaza șoferilor și a pasagerilor. Incendiu foarte puternic pe M1, are câteva mașini mici, au luat foc și autostrada aici, camioane, farmatii, tot e blocat aici. Asta a fost carambol din cauza prafului. Au venit și elicopteri, vreo 3 elicopteri, aterizat pe autostradă. Din ce am înțeles, unul a fost foarte grav. Ce am văzut că l-au luat cu elicopterul, ceilalți au fost foarte mulți răniți. S-au ajutat unii pe alții, na, oricum a fost panică mare, țipau, erau și copii. Și la un moment dat ardeau vreo 17 mașini erau care ardeau toate acolo. Era flag, nu, oricum nu ne puteam apropia, că s-auzeau și țipii. La un moment dat am crezut că sunt oameni rămași blocați în mașină, dar nu ne puteam apropia la 50 de metri, adică erau niște flăcă și sufla vântul foarte tare. Jelenlegi adataink során a balesetben összesen 42 jármű sérült meg, amelyből több ki is gyulladt, és 36 sérült van. A mi információink szerint ebbe a lokális széletfúvásba érkezett meg néhány autó, valaki fékezni kezdett, és tulajdonképpen egy tömegkarambol alakult ki. Printre răniți sunt și 3 români, anunță autoritățile de la București. Unul dintre aceștia este în stare gravă. Misiunea de salvare a fost urmărită și de Ministerul nostru de Externe, care a pus la dispoziția celor implicați un număr de telefon de urgență. Ulterior, încă 2 conaționali au anunțat că au fost implicați în acest accident. Autoritățile ungare au precizat că toate persoanele rănite în accident au fost transportate la unități medicale din zonă. Identificarea completă a acestora urmând a se realiza după acordarea îngrijirilor medicale de urgență. Autostrada M1 are 171 de kilometri și leagă capitala Ungariei de Austria. Drumul traversează nord-vestul țării vecine și este folosit de românii care lucrează în străinătate. Carambolul s-a petrecut între localitățile Tatabánya și Budapesta, într-o zonă de câmp în care, spun șoferii, se lucra pământul. Astfel, vântul puternic a ridicat praful și i-a derutat pe șoferi. Viharos, vagyis 90 km/h feletti széllökések is kifutottak, sőt a magasabban fekvő helyeken még 110 km/h feletti széllökéseket is regisztráltunk. Potrivit meteorologilor, de vină ar fi un ciclon care a traversat regiunea și a ajuns și în vestul României. Din această cauză au fost emise mai multe avertizări de vreme rea. Rude Lobreja a fost președinte al Federației Române de Box, a fost răpus de o boală nemiloasă. Avea 57 de ani. Anunțul a fost făcut de Liga Profesionistă, care a transmis public condolențe familiei. Dincolo de competiții câștigate, numele lui Lobreja se leagă și de dosarul Gala Bute, în care a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. În 2022 însă l-a cerut judecătorilor să-l lase să se trateze în libertate. A suferit de cancer de pancreas în fază terminală.
o boală destul de cruntă și a murit acasă, la domiciliu din București. Eram foarte apropiați, un om cu coloană vertebrală, un mare caracter de om. Cuvintele sunt deprisos ca să vi-l descriu. Pe de altă parte, Rudel Obrăjaș a petrecut ultimii ani din viață prin săl de tribunal. În 2015, numele său a apărut în celebrul dosar de corupție numit generic Gala Bute, care avea să-i distrugă cariera de multiplu campion național la box și fost șef al federației. Plec în cantonament, mi-am făcut bagajul, aștept taxiul să mă ducă la unde trebuie. Aceasta era starea de spirit a lui Rudel Obreja în urmă cu 8 ani, când s-a decis arestarea sa preventivă pentru infracțiuni de corupție. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru spălare de bani, evaziune fiscală și complicitate la luare de mită în organizarea unei gale de box pentru campionul Lucian Bute. În același dosar a fost condamnată la închisoare și Elena Udrea. În 2018, Rudel Obreja a fost încarcerat la Jilava. Avea de executat 5 ani, dar a stat doar câteva luni. În decembrie, judecătorii i-au suspendat pedepsa după o decizie a Curții Constituționale. Este absolut normal să fie admisă contestația și să rejudecăm apelul. După alți 4 ani de procese, în aprilie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să-l trimită pe Obreja înapoi la închisoare. A fost și momentul în care fostul boxer avea să anunțe că are cancer. În iulie 2022, magistrații l-au lăsat să se trateze în libertate, însă boala l-a răpus. În amintirea mea va rămâne omul, prietenul și marele om de box, Rudel Obreja. Viața e un meci. Asta e, eu am învățat să lupt. Autoritățile de la Chișinău anunță că au dejucat un plan rusesc de destabilizare a țării datorită unui agent infiltrat într-o grupare de diversioniști. Poliția a făcut mai multe arestări chiar înaintea unui nou protest organizat astăzi de Partidul Șor împotriva guvernului și a președintei Maia Sandu. Cei implicați în complot erau coordonați de la Moscova și urmau să fie plătiți cu $10.000 fiecare. Planul menit să creeze haos la Chișinău a inclus și 3 amenințări false cu bombă. Au fost momente tensionate la Chișinău. Protestatarii mobilizați de Mișcarea pentru Popor, formată în jurul partidului Șor, au încercat să forțeze cordonul de polițiști. Deși aveau autorizație pentru a manifesta doar în fața Parlamentului, insistau să ajungă la guvern ca să-i lase o petiție premierului Recean. Drept urmare, zeci de participanți, inclusiv minori, cu purtare dubioasă și având asupra lor obiecte interzise, au fost duși la secția de poliție. A fost însă haos pe drumurile naționale. Poliția moldoveană a oprit și a întors din drum zeci de autobuze și microbuze care aduceau oameni la Chișinău. Simpatizanții reali sau plătiți ai partidului Șor au blocat temporar accesul în orașul Bălți. Jos! Lucrurile ar fi putut ieși însă mult mai urât. Dimineața de vreme, Poliția Republicii Moldova a anunțat că, după infiltrarea unui agent între diversioniști, a reușit să dejoace un plan de destabilizare a situației din țară, pus la cale de Rusia. Agentul nostru, sub acoperire, a intrat în contact direct cu persoana atât din Federația Rusă, care se prezenta sub pseudonimul Main Sandu, care ulterior dirija acțiunile cu altă persoană care urma să asigure acțiunile de instruire în vederea destabilizării ordinii publice. Deci acest Main Sandu este în Moscova. Exact. Da. Este principala persoană. Exact, care coordonează tot procesul de aici, de la Chișinău. Vorbim despre grupul Wagner cumva sau nu? Bine, haideți, exact. O să spunem că are suspiciune directă că este în compatibilitate cu acest grup. Cei implicați în schema de diversiune urmau să fie repartizați în 10 grupuri a câte 10 persoane și răsplătiți cu $10.000 fiecare. La pământ! Direcția combatere criminalitate organizată.
dar poliția a arestat aseară 25 de membri ai grupării, iar majoritatea colaborează cu poliția. În ce-i privește, cu ajutorul unor paralele forțate, oficialii de la Moscova denunță dezor, ipocrizia și dublul standard. În Gruzie, opoziția, nu to, ce ei можно, она обязана делать то, что она хочет. А в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западный интерес отражает правительство и президент. Вот прям буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами, но отношения к ним принципиально разные. Între timp, în estul Ucrainei, în tranșeele din jurul Bahmutului, soldații ucraineni înfruntă asalturile invadatorilor care forțează avansul către vestul orașului, după ce au cucerit jumătatea de est. Свобода – це дерево, яке час від часу треба поливати кров'ю патріотів і ветеранів. І ось що ми зараз і робимо. На жаль, багато патріотів гине, але більше ветеранів. Liderul mercenarilor Wagner a lansat Moscovei un nou apel de ajutor, spunând că îi trebuie 10.000 de tone de muniție pe lună în Bahmut ca să salveze onoarea armatei ruse. Filmat pe acoperișul unei clădiri din orașul distrus, la aproximativ 1,2 km de centrul administrativ controlat de ucraineni, Prigojin a dat-o pe ironie mușcătoare, nu doar din obișnuință, ci și pentru a spulbera speculațiile despre presupusele sale ambiții politice, vizând Kremlinul. Делаю политический каминг-аут. Политический каминг-аут, громче говорю, чтобы все слышали. У меня только что появились политические амбиции, и я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты. Президенты Украины. С Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президенты Украины, то ну тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны. Ce alegeți pentru vacanța de Paște? Șampanie în piscină la Poalele Munților sau mese tradiționale după întoarcerea de la slujbă? Câți bani vor hotelierii? Aflați imediat! În această perioadă în care grosul bugetului se duce pe alimente și utilități, industria mobilă este în suferință. A venit primăvara, dar foarte puțin se mai încumete să-și renoveze locuințele. Mobila nouă este prima tăiată de pe lista de necesități, iar dacă au urgență, oamenii negociază dur. Caută reduceri sau piese la mâna a doua. Cererea a scăzut atât pe piața internă cât și pe cea externă, iar experții în domeniu spun că situația se va agrava. Viorel Mițilică are o firmă care produce și vinde mobilă în București. Este pe piața din România de aproximativ două decenii și spune că în niciun an nu au fost atât de puțini clienți. Clienții sunt mai atenți, vor să vadă, să testeze piața practic și să aibă cea mai bună ofertă, să zic așa, din piață și clar se mai întorc după săptămână, două. Numărul de comenzi a scăzut față de anul trecut? A scăzut cel puțin cu 40%, să zic așa. Pentru că în ultimii doi ani prețurile la mobilă au crescut cu aproximativ 30-40% în funcție de producător, cei care doresc să își cumpere diferite corpuri de mobilier sunt mai tentați să negocieze. Dacă înainte acceptau prețurile date de producător, fără alte comentarii, acum fie negociază, fie aleg să înlocuiască anumite accesorii. Aceste tarife care sperie clienții sunt cauzate de scumpirea lemnului și a energiei. Am îndărmat o sobă și vreau să vând un colțar, ceva, dar mă mai gândesc că sunt foarte scumpe. Cred că nu. Nici o schimbare de mobilier. De ce? E primăvară și trebuie să ne ocupăm de grădină. Eu îmi fac o bucătărie de vară afară, ceva frumos. Și v-ați gândit de unde să vă luați mobila sau cum o să faceți? Am cumpărat materiale de aici și am făcut-o în regie proprie. Pentru a atrage clienții, anumite magazine online apelează la reduceri de 30-40%, iar altele le oferă posibilitatea plății în rate. Cei care au nevoie neapărat de mobilă apelează și la grupuri de Facebook cu produse second-hand. Prețurile sunt și la jumătate ca în magazin. În primele 10 luni din anul trecut, industria mobilei a înregistrat o scădere de aproximativ 5,4%, arată datele INSE. Producătorii se așteaptă însă ca anul acesta să fie și mai greu. Cererea a scăzut foarte mult, atât în România, dar mai ales pe piețele externe. Știți că mobila românească se vinde în cea mai mare parte la export, 90% din producție, astfel că firmele sunt în situația de a
unele au deja început să disponibilizeze salariații sau altele, trebuie să facă acest lucru. În 2022, sectorul a pierdut 3.000 de angajați, însă anul acesta asociațiile din domeniu se așteaptă la disponibilizări și mai mari. Româncele pot beneficia de consiliere psihologică gratuită timp de 4 luni după naștere, cu o condiție: să fie asigurată în Sistemul Național de Sănătate. Măsura este binevenită în condiția în care la 13% dintre femei se instalează depresia postpartum, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. De multe ori avem senzația că poate nu ne pricepem foarte, foarte bine la creșterea celui mic. Vă dați seama, am avut și eu destul de multe îndoieli în ceea ce privește creșterea ei. O mamă din 10 trece prin astfel de spaime, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Psihologii spun însă că numărul lor ar fi de fapt mult mai mare, dar de teama că pot fi judecate de societate, femeile aleg să se confrunte cu depresia în tăcere. Sunt foarte multe mămiși care trec prin această depresie și unele mămiși chiar ajung să-și abandoneze și copiii în spital. Cu siguranță sunt multe mămiși care trec prin această perioadă, imediat după naștere. Până acum, serviciile de psihoterapie erau disponibile doar în maternitate, timp de 5 zile după naștere. Insuficient, consideră specialiștii. Potrivit acestora, adevăratele provocări emoționale apar abia după ce mamele ajung acasă cu bebelușul. La început trec prin ceea ce se numește baby blues, adică o stare de tristețe care, în timp, se adâncește. Ce trebuie să înțelegem e că toate trecem prin aceste stări. Nu este o stare care o să ne ocolească, ci este o stare cu care poate nu intrăm în contact la început. Și peste un an, peste doi, apare o depresie mult mai gravă. O depresie postpartum, nediagnosticată, netratată, poate să degenereze în psihoză postpartum, care, din păcate, duce uneori la adevărate tragedii, când mama își face rău ei însăși sau chiar îi face rău bebelușului. Ca să beneficieze de cele 6 ședințe de terapie gratuite, mamele trebuie să revină în maternitatea în care au născut și să facă o cerere către medicul ginecolog și psihologul spitalului. Ulterior, pot să meargă la orice specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Serviciile de psihoterapie pot fi aprobate numai dacă se încadrează în bugetul alocat. Dacă suma acordată de stat pentru anul în curs se termină, mamele trebuie să aștepte fondurile alocate pentru anul următor, în speranța că legea rămâne în vigoare. Deși le foloseau în special cei cu afaceri în agricultură, solariile sunt tot mai populare și printre cei care și-au luat case în vecinătatea marilor orașe. Oamenii vor să-și producă singuri legumele ca să nu mai depindă de piețe și magazine, unde prețurile sunt din ce în ce mai mari. Da, aici o să pun câteva roșii, gogoșar, ardei gras, ardei iute, pătrunjel, de toate. Un pic de praz, să am de mâncare. Soții Constantin din județul Giurgiu și-au înălțat în spatele casei, pe un petic de pământ, un solar unde cultivă toate legumele de care au nevoie pentru un an de zile. Așa au mai mult control asupra plantelor și nu mai fac drumuri la piață după orice frunză. Pe afară le-am pus și era o frumusețe și a venit o ploaie cu acizi și toate s-au ars. Și cum sunt acum multe boli și în atmosferă și în pământ, nu se face. Ca să nu mai depindă de alții, și vecina de alături își cultivă singură legumele. Eu de loc sunt din Suceava și eu n-am știut ce e la solar. Aici toată zona așa se obișnuiește. În satele din jurul Bucureștiului, de exemplu, aproape în fiecare curte există un solar. Pentru o familie cu 4 membri, de exemplu, este suficient un solar mic de 40-50 de metri, unde pot fi cultivate legume și fructe care să le asigure consumul pe tot anul. Prețurile pentru un astfel de solar, de exemplu, pleacă de la 2000 de lei. Cum este cerere, firmele de profil s-au adaptat și vând acum inclusiv solarii de dimensiuni mici. Varianta cea mai bună e cu cadru metalic. Folia asta 2 ani, dar a apărut folia cu care ține și 5 ani de zile. Toamna târziu se poate pune ceapă verde, salată, ridic. Apoi începem primăvara cu roșii, ardei, putem să punem vinete în interior, câteva cuiburi de pepeni. Cererea pentru resaduri a crescut simțitor de an la an. Puteți spune că s-a dublat de an la an, atât pentru semințe cât și pentru răsaturi. În special sunt solicitate semințele și răsaturi de românești. Cererea cea mai mare vine din partea gospodăriilor. Cei care au solar pot avea și 3 cicluri de producție. Mai avem aproximativ o lună până la Paște, iar dacă nu vreți să stați acasă și să gătiți, aflați că în Poiana Brașov, de pildă, în unele hoteluri, 70% dintre camere sunt deja rezervate. Și în mărginimea Sibiului, gazdele sunt bucuroase de oaspeți. Cât privește litoralul, doar 15% dintre unitățile de cazare vor fi deschise.
Cei care vor să meargă în vacanța de Paște în Poiana Brașov au început deja să-și facă rezervări. În acest hotel de 4 stele, un sejur de 3 nopți cu demi-pensiune costă în jur de 1600 de lei pentru două persoane. Iar cine vrea să petreacă o seară afară privind munții din jacuzzi, poate închiria și spațiul exterior cu 1500 de lei. În cap 10 persoane care primesc un platou cu fructe și o șampanie. În fiecare seară avem cina, avem dejunul tradițional, plus cină festivă cu program artistic. Într-un alt hotel, tot de 4 stele, tarifele pornesc de la 1800 de lei pentru o cameră dublă. Acest an am venit cu niște pachete fără pensiune completă. Clientul poate să comande la cartă ce vrea de listă cu un discount de 10%. În județul Sibiu, la Păltiniș, la acest hotel de 4 stele, prețurile pentru 3 nopți de cazare pentru două persoane încep de la 6700 de lei. Cu demi-pensiune, o participare la slujba de înviere la schitul din Păltiniș, cu un brunch în ziua de Paște, cu muzică live, cu activități în aer liber. Oferte pentru vacanța de Paște sunt și în mărginimea Sibiului. Într-o pensiune de la Curmătura Ștezii, pentru un pachet de minimum două nopți, o să dați 720 de lei pe camera dublă. Să-i atragem pe cei care cu adevărat simt nevoia să se detașeze de tumultul zilelor. Pe litoral, doar 15% dintre unitățile de cazare vor fi deschise de Paște. În sud, un pachet de 3 nopți cu masă festivă și excursii la mănăstirile dobrogene costă 1300 de lei de persoană la 3 stele. La 4, tarifele depășesc 2000 de lei de persoană. În Mamaia vor fi deschise 5 hoteluri. Serviciile includ cina festivă și acces la spa. Cei care pleacă în vacanță în străinătate și-au făcut planuri și mai devreme. Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt sunt doar câteva dintre destinațiile pe care le avem pregătite pentru vacanțele de Paște. Agenții de turism spun că aceste sejururi s-au scumpit în funcție de destinație cu 10-25% comparativ cu anul trecut. În jur de 500.000 de israelieni dintr-o populație de puțin peste 9 milioane s-au adunat în orașele țării pentru a 10-a sâmbătă la rând ca să denunțe reforma sistemului judiciar dorită de guvernul Netanyahu. Potrivit ziarului Haaretz, a fost cea mai amplă demonstrație din istoria Israelului. La fel ca de obicei, mitingul principal a avut loc în centrul Tel Avivului, unde peste 200.000 de manifestanți au fluturat o mare de steaguri alb-albastre. Și în Haifa a fost o participare record de peste 50.000 de oameni. Coaliția de dreapta și de extremă dreapta lui Netanyahu dorește să accelereze procesul legislativ pentru a adopta rapid controversata reformă. Schimbările ar limita sever capacitatea Curții Supreme de a amenda legi și ar da coaliției politice majoritare puterea de a numi judecătorii. Cinefilii numără orele până la decernarea premiilor Oscar, apogeul sezonului de premiere în lumea filmului. Favorit detașat este probabil doar Steven Spielberg. În rest, să plouă cu surprize. Aparent, cele mai mari șanse la trofeul suprem le are filmul Everything Anywhere All at Once, care a adunat 11 nominalizări. Dar numai ecranizarea cărții antirezboi Nimic nou pe frontul de vest pare capabilă să oprească valul de premii pentru comedia absurdă science fiction. Iar mulți ar bucura capotul cel mare să fie înhățat de filmul irlandez, original și răscolitor, Spiritele din Inisherin. În Los Angeles, covorul de culoarea șampaniei este pregătit de asaltul vedetelor. Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei pentru a treia oară și sigur nu va rata ocazia să puncteze faza epocală de anul trecut când, ofensat în numele nevestei, Will Smith s-a repezit pe scenă și a tras un pumn anfitrionului Chris Rock. It still hurts! Incidentul din 2022 a obligat organizatorii să caute o soluție pentru înmânarea statuetei cuvenite celei mai bune actrițe în rol principal. The tradition is if you win best actor, you come back and you present best actress. But
That's not going to happen because he's banned from the show. Interpretarea legendarei Tina Turner într-un film biografic în urmă cu 30 de ani i-a adus prima nominalizare la Oscar. Oare un personaj de benzi desenate o va aduce în sfârșit pe Angela Bassett în panteonul laureaților? Dacă regina Ramonda din Black Panther Wakanda Forever o va conduce la premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, atunci actrița în vârstă de 64 de ani va deveni prima vedetă de la Hollywood care va câștiga un Oscar pentru un rol din universul Marvel. I just don't like you no more. You do like me. I don't. You liked me yesterday. Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal va reveni probabil fie lui Colin Farrell pentru rolul memorabil și surprinzător din Spiritele din Inisherin, în viziunea multora rolul vieții pentru irlandez, fie lui Brendan Fraser pentru revenirea lui spectaculoasă din Balena. Dar și Austin Butler are șansele lui, datorită interpretării din Elvis. Denzel Washington said to me, "You're about to work with a young actor," because he had just worked with him. Whose work ethic is like no other, he was right. Waiting in the wings. The universe. He speaks of senseless things. Is so much bigger than you realize. Categoria cea mai bună actriță va fi poate cea mai intens disputată. Duelul se dă între Michelle Yeoh, o mamă epuizată care se transformă în supereroină în Everything Everywhere All at Once, și Kate Blanchett, o dirijoare strălucită și rigidă în Tar. Originară din Malaezia, fosta fată Bond, Michelle Yeoh, ar putea deveni prima actriță asiatică recompensată cu un Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol principal. Pe de altă parte, britanica Kate Blanchett ar intra într-un club exclusivist dacă ar câștiga statueta pentru a treia oară. Doar 7 actori, bărbați și femei, au ajuns la această performanță până acum. Există totuși loc pentru o răsturnare de situație. Fanii actriței Andrea Riseborough au inițiat o campanie online care a dus la nominalizarea ei la Oscar pentru rolul unei alcoolice în filmul cu buget redus To Leslie. There could be a protest vote that goes on here. And if there is a shocker on Oscar night, it's going to be if she wins. Gala premiilor Oscar este programată la noapte, începând cu ora 3, ora României, și poate fi urmărită în direct pe platforma Voyo. În timp ce unii își pregătesc discursurile de Oscar, Tom Hanks a atins un punct nedorit în carieră. Anul acesta s-a remarcat la Zmeura de Aur. Ce îi se reproșează, aflați după pauză.
Tom Hanks, un gigant al cinematografiei premiat de două ori cu Oscar, a punctat de două ori și la Zmeura de Aur. Trofeele pe care nu se duce mai nimeni să le ridice, parodiază gala Oscar, recompensând cele mai neinspirate filme și interpretări ale anului. Organizatorii au considerat că Tom Hanks a avut cea mai proastă interpretare în rol secundar atunci când l-a jucat pe managerul lui Elvis. Criticii n-au fost îngăduitori cu Hanks, al cărui aspect fizic a fost modificat cu o proteză considerată ostentativă. Încă o Zmeură de Aur a fost acordată pentru combinația dintre Tom Hanks, fața lui încărcată cu latex și accentul ridicol. Cel mai neinspirat actor în rol principal a fost desemnat Jared Leto. Iar Blonde, pelicula biografică despre Marilyn Monroe, a fost decretată cel mai prost film al anului. Zmeura de Aur a fost inventată într-un bar din Los Angeles în 1981 de foști studenți la cinematografie și de profesioniști de la Hollywood. Ce s-a întâmplat important în sport știe Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Mutu este în corzi la Rapid după o nouă înfrângere în fața lui Hagi. Cum a ajuns Dinamo să se bată la promovare, deși n-a câștigat finala de azi? Și mesajul emoționant al unui campion după moartea lui Rudel Obreja, imediat la sport. Hagi a bătut Rapidul și este favorit la titlu. De ce n-au intrat fanii Rapidului la meci și atacului și Mudică la Mutu? Între Kin și Amin, Dinamo calificare dramatică în play-off. Cu cine se bate la promovare? Dan Petrescu îngrozit de cum arată fostul atacant al lui City venit la Cluj și să semneze cu CFR. Mesajul lui Bute și gestul lui Moroșanu după moartea lui Rudel Obreja. Yanis Hagi a profitat de un autogol antologic și s-a calificat în semifinale cu Rangers. Sorana campionă, primirea de care a avut parte Cristian California. Gol de senzație, Maradona s-a reîncarnat și o face campionă pe Napoli. Un român scrie istorie în Japonia, se va bate pentru titlul mondial în K1. Și cine este antrenorul care a cedat nervos și a amintit de Cârțu, singurul român care a spart o bancă elvețiană? Cum o să fie vremea de mâine încolo, ne spune chiar acum Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Oana! Bun găsit tuturor! Mâine avem o zi frumoasă în majoritatea zonelor. Doar în nord și în nord-vest mai apar câțiva nori, însă nu sunt anunțate precipitații. Marți predomină vremea frumoasă, temperaturile continuă să crească și se ating chiar și 20 de grade Celsius. Atât deocamdată, dar cu detalii vă aștept imediat după sport. Iulia, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și un nou episod din serialul Clanul. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână minunată tuturor!